Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Invitatul nostru din această seară este domnul Adrian Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Dâmbovița și al PSD Dâmbovița. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit, o seară bună tuturor! Trăim o oră fierbinte, la propriu și la figurat, atât pe plan, în plan politic cât și de bună seamă și administrativ. Sunt foarte multe evenimente. Lumea s-a așteptat să fie o perioadă de vacanță cu tot ce înseamnă asta, dar se pare că nu prea este timp de vacanță. Aș vrea pe plan administrativ să intrăm direct în problematică și să vorbim despre evenimentul care începe astăzi în zona Padina. Este vorba de Padina Fest, care va include și o inaugurare importantă de proiect european. Da, este a început astăzi festivalul Padina Fest, este cea de-a șasea ediție a acestui festival. Ca și până acum, festivalul aduce foarte multe evenimente, de la evenimente culturale, formații care sunt specifice ca gen muzical dorințelor celor care sunt iubitori de munte, de plimbări în natură. Concertul Filarmonicii Muntenia, întreceri sportive, diverse activități de tipul acesta. Deci, pe lângă astea, o să avem un eveniment cu totul special în data de 25 iulie. Inaugurăm un proiect finanțat cu bani europeni și în parte de la Consiliul Județean Dâmbovița, proiectul de reabilitare a accesului și de îmbunătățirea iluminatului în peștera Ialomiței. Este un proiect de 6.400.000 de lei, din care cea mai mare parte, v-am spus, sunt bani europeni, la care se adaugă o suplimentare a unor lucrări care sunt aferente proiectului, privesc în special drumul de acces la peștera Ialomiței, finanțate exclusiv de Consiliul Județean, de circa 90.000 de lei, deci 90 de milioane, 900 de milioane de lei vechi. Proiectul presupune îmbunătățirea căii de acces, am pavat, am pus iluminat, am făcut apoi accesul mai facil în peștera Ialomiței, cu scări de acces moderne, așa cum ați văzut oriunde în străinătate, pe o distanță de 1,5 km. Era extrem de riscant până acum, Era pentru extrem de că riscant și erau scări foarte de mulți nu lemn ajungeau mucegăită, niciodată până în capul exact, peșterii. alunecoase. Sigur. Acum sunt scări din materiale compozite, foarte moderne, așa cum ați văzut în peșterile mari vizitate din lume. Peștera este superbă. Pe lângă acces și iluminat, am îmbunătățit și sistemul de semnalizare și a unor lucruri care sunt de interes deosebit legat de peștera Ialomiței și de istoria zonei. Panouri publicitare, panouri care să îndrume turistul de la intrarea în zona montană până la locația peșterii și o scenă de spectacole unde se pot desfășura în permanență diverse activități culturale. La eveniment vor fi foarte mulți participanți, avem invitați de seamă, din păcate primul ministru nu poate veni din cauza stării de sănătate, mi-a și spus nu pot să vin la tine în Cârjă Munte, dar avem cel puțin 5-6 miniștri prezenți, mai mulți directori de instituții centrale și companii naționale care sunt colaboratori ai Consiliului Județean, reprezentanții ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, prin intermediul căreia am finanțat acest proiect, vor fi prezenți președinții de consilii județene din toată regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, dar și din județe învecinate sau care sunt, să spun, mai apropiați de mine, cum ar fi președintele de la Consiliul Județean Gorj. Și, de asemenea, vor fi prezenți primarii din județ, șefi de servicii publice, iar foarte important este faptul că sunt 10.000 de oameni, așa estimăm noi, participanți la Padina Fest, care vor fi și oaspeți la momentul inaugurării peșterii Ialomiței. Invitații dumneavoastră vor merge și la Padina Fest. Cu siguranță. Siguranță. Avem un program care începe la ora 9 cu primirea la Consiliul Județean, deplasarea în zona montană. Între 12 și 1 să facem inaugurarea, între 1 și 2
o să avem un concert al Filarmonicii Muntenia și la ora 2 am invitat la prânz pe toți cei care ne sunt oaspeți. Foarte important va fi că este prezentă presa și locală și națională. Vom beneficia de o mediatizare extraordinar de bună, cred eu, și lucrul ăsta nu va face altceva decât să aducă foarte mulți turiști în județul Dâmbovița. Obiectivul nostru pentru viitor este ca în 2 ani de zile să declarăm ca stațiune de interes național Moroieni Padina Peștera, să continuăm lucrările la drumul din munte. Tocmai să vă întreb care este starea. Da, imediat vă spun. Și să gândim în termen de stațiune. Adică ne trebuie să facem drumuri, alei, trotuare, iluminat, apă, canal, stație de epurare, parcări publice, clădiri și activități asta de interes public. Asta dacă vor lăsa cei de la Parcul Natural. Stațiunea se dezvoltă în zona de dezvoltare durabilă. Toată zona de munte este parc național, dar există zone de dezvoltare durabilă unde se pot realiza construcții. Drumul este astăzi asfaltat până la cheile Tătarului. Pe o parte este numai un singur strat de asfalt, dar asta nu înseamnă că nu se poate circula în condiții foarte bune. Și avem două tipuri de consecințe acum. O consecință care e foarte bună, o prezență foarte mare a turiștilor în ultimile săptămâni în zona montană, pentru că s-a discutat mult și de drum. Am văzut și eu pe presă națională, pe diverse site-uri, despre frumusețea drumului din Bucegi. Și oamenii au fost curioși să vadă ce s-a realizat. Avem și o consecință negativă. Foarte mulți oameni care vin și fac focul unde nu trebuie. Unii care am înțeles că au început să mai taie cu drujba cât un brad. Da. Alții care lasă mizerie la locul de campare. Sau alții care, în stilul cunoscut al unora dintre români, nu al tuturor românilor, pun în vârful muntelui manele la maxim. Și pot fi reduse cumva astfel? Le vom reduce, vom stabili. Deci, declararea acestei zone, Moroieni, Padina, Peștera, ca stațiune de interes național, ne va obliga să luăm și anumite măsuri. Vom lucra și este aprobat și avem finanțare pentru un plan urbanistic al Comunei Moroieni, cu o privire specială pe zona Padina Peștera, Zănoaga, că e zone de interes deosebit. După aceea vom stabili un regulament, anul viitor o să-l implementăm cu adevărat serios, că trebuie să pregătim lucrurile. Ne inspirăm de la ce fac alții legat de conduită pentru turiști, pentru că trebuie să stabilim clar care zonele de campare pentru corturi, pentru rulote, care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o construcție pe care o avizăm să se construiască acolo. Va trebui să ne implicăm noi, Consiliul Județean, pentru că nu există, din cauze obiective, nu de alt tip, la primăria Moroieni atât specialiști cât ți-ar fi necesar ca să dăm zonei o față așa cum trebuie de turism modern, de turism civilizat. Eu am vorbit în ședința de Consiliu Județean, am dat exemplu stațiunii Samnaum din Austria, care poate fi un model, dar aproape toate stațiunile din Austria, din Elveția, din Italia, din zona montană, pot fi model pentru Padina Peștera. Amenajarea și modernizarea peșterii Alomița, cam cu cât credeți că va mări numărul de turiști din zona? S-au făcut niște studii când s-a promovat proiectul. Se estimează o creștere mare a numărului de turiști. Eu am să plec de la o chestiune mai practică. Am fost și am vizitat peștera de la Râșnov. Nu știu dacă o știți, lângă cetatea Râșnov, undeva pe partea dreaptă, în pădure, e o peșteră care e undeva mai puțin de jumătate decât este peștera Elomiței, ca frumusețe și ca mărime, dacă vreți. Este administrată în sistem privat și mi-au spus că sunt 100.000 de vizitatori pe an plătitori de bilete. Eu mi-am propus să ajungem și aici. Și cu accesul, în 2-3 ani la 100.000 de oameni. Și cu accesul în peștera Ialomiței au fost discuții. Că banii nu ar veni la Consiliul Județean. Eu am mai spus odată în stilul meu, care deranjează pe unii.
Eu știu să vorbesc foarte civilizat și academic, că sunt profesor universitar, dar am și momente când vreau să dau o tușă așa la niște expresii și reușesc pentru că trăiesc în lumea reală. Și am spus, domnule, cei care au vehiculat o asemenea informație sunt ori necunoscători, neinformați sau proști. Sau de rea credință. Sau tot neinformați. Așa. Sau am văzut tot pe un site că am cheltuit 6.500.000 de euro. Ceea ce este o tâmpenie. Deci nu a cheltuit nimeni atâția bani. Dar sunt niște bani importanți cheltuiți acolo. Sunt 6.500.000 de lei. Adică 1.000.000 și vreo 200.000 de euro care s-au cheltuit acolo și veți vedea că ei se regăsesc în lucrările făcute care vor asigura punerea în valoare într-adevăr a monumentului. Cât va fi costul unui bilet? Încă lucrăm, astăzi definitivăm, undeva 5, 6, 7 lei, avem niște condiționalități. Nu avem voie 5 ani de zile să facem venituri. Toți banii trebuie să meargă în cheltuieli de mentenanță, de întreținere, de punere în valoare a obiectivului, fiindcă eu nu cred că trebuie să ne oprim cu ceea ce am făcut pe banii europeni, trebuie să găsim și alte lucruri care să ne asigure o mai bună popularizare, dar și realizarea de venituri. Mă gândesc că am putea să facem CD-uri de prezentare a peșterii, nu? Am putea să facem un album cu peșterea Lomiței, am putea să facem un parteneriat, da, s-a făcut și un film de prezentare, dar el este un film care face parte din proiect. Așa a fost avizat proiectul de ADR și de organismul intermediar, respectiv de Comisia Europeană. Și va ajuta efectiv la promovare? Că filme s-au mai făcut și materiale de promovare ajuta. La fel s-au mai făcut. Da, mă, ați mers peste tot în străinătate și dumneavoastră și prin țară. Ați mers în destule lucruri. Ați văzut undeva să nu existe un pliant, să nu existe un album al orașului sau al unui monument istoric, să nu existe, nu știu, vederi cu monumentul respectiv. Așa, sau un film. Nu, la dispoziția turiștilor. Dar bineînțeles, contracost. Vor fi vândute contracost. Filmul de prezentare care l-am făcut noi va fi și postat și pe site-ul obiectivului turistic și pe site-ul Consiliului Județean. Și pe site-ul Ministerului Turismului. Pentru că unii caută pe site, alții își cumpără, nu? Eu, de exemplu, indiferent cum ați vrea dumneavoastră, eu îmi cumpăr un CD. Cu toate că există internetul în plină dezvoltare, eu citesc, îmi place să citesc ziarul în formatul clasic. Numai aveți voință. Da? Deci, în ziua de azi se mai găsește ziarul. Nu, poți să citești cărți și pe net. Dar eu totuși îmi place să merg în librăria din centrul orașului și să stau pe un scaun acolo, au făcut și frumos, bei un ceai. Le facem și reclamă cu ocazia asta. Cărți și nu, sau să merg la alții, la București. Nu vă mai dau nume, că aș spune că fac reclamă. Corect. Deci trebuie să răspundem tuturor. Drumul când va fi finalizat? Drumul este la momentul ăsta asfaltat până la cheile tătarului. Este extraordinar de important. Mai avem lucrări de artă de făcut. Pe prima parte, 713, pe zona Prahova, avem 3 alunecări de teren unde trebuie să facem ziduri de sprijin și lucrăm acum la proiectele tehnice. Ele au intervenit între timp, nu sunt în proiectul inițial. Avem stratul 2 de asfalt, am început de la Dichiu în jos spre cota 1000. Consiliul Județean Prahova alocă și dânșii o sumă de 2 milioane și jumătate de lei. Și eu sper să anul ăsta să ajungem cu stratul 2 pe primii 16 km. Pe zona Dichiu Zănoaga, 3 km, s-a turnat stratul 1, s-au făcut parte din șanțuri, va veni și cu stratul 2. Rămânem cu 3-4 zone unde vom construi poduri. Sunt acum doar niște treceri cu de-astea, cum se cheamă, cu poduri care nu sunt improvizate, pe tuburi. Așa, iar de la Zănoaga, de la intersecție, până la coada lacului Bolboci, avem un singur strat de asfalt. Anul ăsta nu cred că vom reuși să facem mai mult. Și acolo avem lucrări legate de șanțuri, de rigole, de scurgere și de poduri. Calea de acces va imediat. Fi pe la sanatoriu. Iar dacă
primesc acum bani mai mulți la rectificare și eu mi-aș propune să merg cu stratul 1 de asfalt până la piciorul Babelor. În toamnă, în septembrie, o să încep o discuție foarte serioasă cu județul Prahova și cu poliția, că aici avem tot timpul discuții legate de zăpezirea drumului, care e costisitoare. Toată lumea care face turism în munte dorește ca drumul să fie circulabil. Turiștii vor și ei asta, dar foarte costisitor pentru Consiliul Județean. Trebuie să găsim o soluție în comun, pentru că n-am asfaltat drumuri ca să le ținem închise. Asta e lucru clar. El trebuie deschis. Și în același timp vom asigura în condiții de normalitate circulația și pe drumul vechi, de pe la sanatoriul Moroieni până la intersecția cu de la Zănoaga. Da, iarna e mai greu. Inclusiv acum. Ba, din anumite puncte de vedere e mai bun acel drum. E mai puțin expus la avalanșe, mai ușor de curățat. În schimb, nu sunt șanțuri, nu sunt poduri și podețe cum trebuie pe anumite zone și datorită scurgerilor masive de apă sau se creează, se face noroi. E dificil. Da, important este ca și pe timp de iarnă turiștii să aibă acces în zona respectivă. Important. Este important. E ușor de ajuns iarna. Ce vreau să vă spun, avem 500-600 de turiști la fiecare sfârșit de săptămână. Discutam cu operatorii și pe perioada aceasta anterioară la Padina Fest, au un grad de ocupare între 50 și 90%, extraordinar de bine. Sunt 800 de locuri de cazare. Se mai construiește un hotel, dacă ați văzut, în zonă. Și eu sunt convins că anul viitor vom avea cel puțin 5-6 pensiuni sau mini-hoteluri, nu vor fi lucrări mari, dar suficiente care să mărească numărul de locuri de cazare. Eu cred că în 10 ani de zile putem să ajungem undeva la 5-6 mii de locuri de cazare. Bun, ar însemna foarte mult pentru zona respectivă. Pentru tot județul înseamnă foarte mult. Pitoresc aparte. Pentru tot județul. Da, important este să fie o cale de acces. Exact. Pe care să poți merge și vara și iarna. Apropo de drumuri, ce ne puteți spune despre drumurile din județ? Lucrăm pe toate drumurile județene la reparații, continuăm asocierile Consiliului Județean, Consilii Locale și în cele stabilite până acum, că înțeleg că altele sunt suficiente, 95. Și noi am încheiat asocieri și am abandonat puțin lucrările pe drumurile județene, că nu avem suficiente resurse. Pe data de 29-7 se deschid ofertele pentru Bâldana Titu 4 benzi, contractul de execuție. Și asta ne-ar da posibilitatea ca măcar în prima parte a anului viitor să începem aceste lucrări și în 2 ani să avem 4 benzi până la Titu, pe 22 de kilometri, plus 2 suplimentar, se lucrează la documentație, să ieșim practic din Titu la podul unde era FNC-ul cândva, unde este acum o firmă care e producător de ouă. Pe drumul național 71... Practic le ambalează, nu știu dacă le ambalează. Nu, sunt și producători. Da? Sunt producători și cei mai mari. De la Bâldana la Târgoviște, modernizare, până la Sinaia, s-a adjudecat studiul de fezabilitate, se întocmește anul ăsta studiu, anul viitor expertiza, proiectul tehnic, exproprieri și până în 2020 eu sper să avem 4 benzi până la Târgoviște. Este esențial pentru județ. Fără asta, județul nu se dezvoltă așa cum trebuie, inclusiv pentru zona de turism. Pentru că dacă ai drum bun, vin turiștii. Dacă ai drumul prost, nu vin. Drumul și servicii. Așa drumul și servicii. Pentru Găiești, Târgoviște, Ploiești, foarte important că suntem în master planul de transport. În 2023 ar trebui să avem 4 benzi. Începem într-o săptămână lucrările de reabilitare, punere în siguranță a podului de la Vișoara. Ați văzut că avem restricții de circulație, pericol de prăbușire. Și în luna septembrie, estimăm noi undeva 27-28 septembrie, să finalizăm procedurile de achiziție publică pentru podul de la Bizidel, de la Puceasa, unde lucrarea este și mai complicată, pericolul este și mai mare și volumul de lucrări mai important. Sunt și opinii potrivit cărora astfel de proiecte se derulează în localitățile care au primar PSD. Astea sunt prostii pe care le tot perpetuează unul și altul.
care fac mai mult gargară în politică. Dați-mi câteva exemple de primari care nu sunt PSD și unde se derulează. Păi am să vă dau exemplu de la Bezdeat, că m-ați văzut pe scenă, invitat de doamna primar, a inaugurat cu mine. N-am ajuns la Bezdeat. Dacă bănuiesc că televizor... Da, ați auzit. Sau la post s-a dat ceva, da, probabil, de la Bezdeat. N-am avut timp să văd. La Bezdeat primarul este din Partidul Democrat Liberal. Doamna este chiar președinta femeilor din Partidul Național Liberal de astăzi. Fost PDL. Da? Avem în lucru drumul județean și acolo mi-au mulțumit oamenii că l-am pus în siguranță. Lucrez la proiectul tehnic. Acum, anul viitor, vreau să asfaltez zona de pe Costișata până la limita cu județul Prahova. Lucrăm la drumul dintre Buciumeni și Bezdeat. Rezolvăm problema și Buciumenului și Bezdeatului. Se termină anul acesta. Lucrăm la o grădiniță pe ordonanța 28, deci cu fonduri de la guvern, avizat de mine, de Tuțuianu și aprobat de Liviu Dragnea. Și lucrăm la Căminul Cultural prin CNI, avizat de mine și aprobat de același Minister al Dezvoltării Regionale. E un exemplu. La Găiești am sprijinit toate lucrările care erau în curs după ce s-a întâmplat evenimentul nefericit cu decesul colegului meu, Dan Iacobuță. Din păcate, nu există capacitate de implementare acolo. Alaltăieri, am avut o discuție cu toți cei care ar mai putea să ia niște bani pe postul de mediu. Primarul de la Fieni a fost prezent, primarul de la Răcari a fost prezent. Eu discut cu toți primarii, încerc să-i ajut pe toți. Toți cetățenii din județul Dâmbovița au dreptul să beneficieze de investiții în limita fondurilor disponibile. Toată lumea vrea foarte mult, dar suntem condiționați de o realitate obiectivă, câți bani avem. Și mi-am propus să nu mai repet greșeala predecesorului meu de a împărți județul în roșii, în portocalii, în mov, în verde, în nourat, în alte culori care mai, da, mai țin de spectru politic. Și cred că lucrul ăsta s-a văzut. Uite, vă mai dau un exemplu. Petreștiu are 6 lucrări, din care 3 sunt asocieri Consiliului Județean. Bun. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva momente.